Nu prea știi ce să faci la cină să fie gustos, sațios și rapid. Dacă ai cartofi în casă plus încă 3-4 ingrediente, poți să pregătești cartofi carbonara delicioși. Conform știri.fresh24.ro, ai nevoie de 1 kg de cartofi, o legătură de ceapă verde sau ceapă galbenă, 200 de grame de bacon, 400 ml de smântână, 100 de grame de parmezan, 3 ouă, sare, piper și puțin pătrunjel mărunțit. Mod de preparare. Fierbe cartofii în coajă, apoi îi vei răci și îi cureți. Taie cartofii felii rotunde potrivite. Taie ceapa mărunt și călește-o în puțin ulei împreună cu baconul tăiat și subțiri. După ce se înmoaie ceapa, adaugă smântâna în care ai bătut cele 3 ouă. Eventual, amestecă cu puțină apă călduță, astfel încât să nu se taie când e pus în tigaie. Lasă să dea în clocot, amestecând continuu, până când sosul de smântână se îngroașă puțin. Condimentează cu sare și piper după gust. Tapetează o tavă termorezistentă cu hârtie de copt sau un vas de iena cu puțin unt și împarte cartofii în 2 sau 3 părți. Pune primul strat de cartofi pe fundul tău și acoperă cu jumătate sau o treime din sosul de smântână. Pune al doilea strat de cartofi și pune peste el tot sosul de smântână. Presară parmezan și ține la cuptor 10-15 minute. Presară pătrunjelul mărunțit. Această rețetă este o variantă improvizată de la spaghetti carbonara, preparate tradiționale cu paste fierte care se amestecă cu bacon și cu ou bătut, ca pentru omletă, care se coace la contactul cu pastele fierbinți. Rețeta ceva mai populară este cea în care oul se încălzește întâi într-o tigaie cu puțină smântână, sare și piper și apoi se amestecă cu pastele, evitând astfel riscul de a contacta boli din cauza oului crud. Cartofii carbonara seamănă cu rețeta de paste, doar că sunt copți, lucru care mai reduce puțin din sos, transformând felul de mâncare într-o budincă. Trucuri pentru a găti cartofii ca un șef. Dacă vei ține cont de câteva reguli simple, vei găti cei mai delicioși cartofi. Iată care sunt acele trucuri pentru a găti cartofii ca un șef. Dacă vrei să gătești piure de cartofi, atunci trebuie să știi că după ce cureți coaja acestora, îi pui la fiert fără a adăuga sarea. Aceasta se pune în apa în care fierb cartofii abia când legumele sunt aproape gata. Dacă veți pune sare de la început, atunci cartofii se întăresc. Dacă vrei să faci supă sau mâncare de cartofi, atunci este bine să pui sarea de la început. Când faci cartofi prăjiți, trebuie să pui sare peste ei după ce îi gătești. Iar atunci când gătești cartofi, este bine să ții cont de faptul că trebuie să folosești o cantitate dublă de grăsime vegetală față de grăsimea de origine animală. Relatează știri.fresh24.ro.